Și ne dăm voie să respirăm adânc, să ne găsim o poziție confortabilă și să închidem ochii. În timp ce respirăm adânc și rar, percepem cum pe inspir aducem calm și liniște în structurile noastre și pe expir aducem eliberare corpului, scoțând tensiune și tristețe, bine să zic, jale. Dor și orice altă emoție care ne creează disconfort în orice fel. Observăm cum corpul se relaxează din ce în ce mai profund. Pe această relaxare permitem să ne pătrundă energia vindecătoare a Universului prin creștetul capului, prin toate structurile noastre, prin fiecare celulă, fiecare țesut, fiecare organ, fiecare spațiu inter și intravertebral și inter și intracelular. Ne dăm voie să eliberăm prin intermediul acestei energii toate blocajele, toate rezidurile toxice, energetice sau chiar fizice. Dirijând eliberările fizice către căile naturale. Și ne dăm voie să observăm cum această energie începe să iasă prin tălpile picioarelor, cu tot acest bagaj reluat din structurile noastre, pe care îl duce în centrul pământului, îl eliberează acolo și se reîntoarce apoi în circuitul său natural. În același timp, permitem energiei de susținere a Pământului să urce prin tălpile noastre, prin glezne, prin pulpe, prin genunchi. Prin coapse, prin șolduri.
prin întregul bazin. Prin fiecare vertebră, a coloanei noastre vertebrale. În fiecare țesut aferent fiecarei vertebre, în fiecare celulă a trunchiului nostru. Prin gât, prin cap. Afară din cap se reîntoarce prin toate structurile noastre energetice, se reîntoarce în pământ, cu tot bagajul preluat și de această energie. Descarcă acolo acest bagaj și se reîntoarce în circuitul său natural. Și pe măsură ce aceste două energii circulă în sens contrar. Din structurile noastre, observăm cum se formează acest vortex energetic în jurul nostru, care preia, atrage tot ceea ce dorim noi să eliberăm astăzi. Haideți să dăm drumul la tot ce ne creează oboseală. Oboseală fizică, psihică, emoțională, mentală. Oboseala este rezultatul pierderilor de energie. Trebuie să eliberăm noi tot ce facem să permitem să pierdem energie. Fiind un catalizator
în mod normal, energia curge în permanență prin noi. Și pot exista doar câteva subiecte prin care să pierdem energie. Fie o cedă învoit, fie o cedăm voit conștient sau voit inconștient, fie ne este luată de cineva căruia i-am dat drepturi depline asupra noastră. Și în relație cu care nici măcar nu ne mai uităm ce se întâmplă cu energia noastră. Și ce facem noi să creăm acest context în care cedăm energie, indiferent de forma prin care alegem să o facem? Haideți să eliberăm acum toate astea. Conștient alegem să cedăm energie, să salvăm pe cineva de cele mai multe ori. Chiar dacă nu realizăm conștient că asta e scopul. Dar știm că dăm energie. Cum ar fi să dăm energie pentru a susține pe cineva, fiind un canal, acceptând energia Universului să curgă prin noi către acea persoană? Nu dând din noi, nu tăind bucăți din noi ca să le dăm altcuiva. Și tot ce facem să tăiem din noi, în loc să cerem Universului să fim un canal, haideți să eliberăm acum toate motivele pentru care ne autosabotăm, ne automutilăm, ne autodistrugem prin această cedare benevolă de energie. Haideți să eliberăm toate jurămintele pe care le-am făcut vreodată ca să cedăm energia noastră oricui o cere sau oricui credem noi că o cere. Chiar și pe pilot automat, fără să mai conștientizăm acest proces. Haideți să tăiem toate legăturile pe care le-am format noi, între noi și alții, ca să îi hrănim energetic, cu știință sau fără știință, de acum sau de altă dată, pentru că nu ne servește asta. Și haideți să tăiem și toate cordoanele energetice prin care le-am permis altora să ia din energia noastră, de acum sau de altă dată, cu știință sau fără știință. Haideți să liberăm acum și
toate programele, toate proiecțiile puse asupra noastră de noi sau de alții, prin care am ales să facem toată această cedare de energie sau prin care ni s-a impus să o facem. Haideți să eliberăm și toți algoritmii prin care am refăcut toate aceste canale, toate aceste programe de-a lungul vieților noastre. Și acum haideți să ne uităm la noi, la energetica noastră și să permitem celor două energii care ne străbat acum în sens contrar umple toate golurile rămase de toate ventuzele care s-au desprins. Dacă cumva mai găsim vreo ventuzică pe noi de la un cablu energetic, să o desprindem și pe aia. Cu iubire. Trimițând iubire pe canalul celui care s-a prins de noi. Până se simte atât de intoxicat de iubirea asta încât alege să-și dea singur drumul la ventus și să se deconecteze de noi. În general, cei care vin cu gânduri de astea de a fura nu prea vor iubire, vor să se alimenteze așa. Non-stop. Nu prea sunt pe vibrația iubirii și a recunoștinței. Asta vreau să zic. Și pe măsura ce ne vedem întregi din punct de vedere energetic, ne dăm voie să ne umplem cu recunoștință față de noi înșine, față de energia Universului și a Pământului, care ne străbat în continuare. Și dăm voie să ne expansionăm, rămânând centrate în structurile noastre, și ne expansionăm cât toată încăperea, în față, în spate, în stânga, dreapta, sus, jos, toate direcțiile. Și ne dăm voie să ne expansionăm cât toată localitatea în care suntem. Dăm voie să ne expansionăm cât toată țara în care suntem.
Eu dăm voie să ne expansionăm cât tot pământul. Și în această dimensiune a noastră, ne dăm voie să creăm acest spațiu al ieșirii din oboseală. Ne dăm voie să umplem acest spațiu cu recunoștință, cu iertare de sine, cu iertare de ceilalți, cu permisivitate. Cu permeabilitate, flexibilitate. Astfel încât totul să treacă prin noi și să rămână la noi doar ceea ce e contribuție pentru noi. Și rugăm Sfânta Treime să ne trimită în susținere toate entitățile conceptual benefice care trebuie, vor, pot și știu să vină să ne susțină în această lucrare. Să susțină crearea, generarea, menținerea, actualizarea și instituirea acestui spațiu la nivel planetar, astfel încât să dăinuie atâta timp cât există măcar o persoană care dorește să aleagă să iasă din oboseală. Mulțumim cu recunoștință tuturor acestor entități conceptual benefice. Rugăm Sfânta Treime să le răsplătească pe fiecare după meritul său și să le trimită de unde au venit. Când își termină treaba aici, mulțumim Pământului, Sfintei Treimi și Universului pentru toată susținerea și vindecarea pe care mi le oferă. Ne mulțumim nouă pentru disponibilitatea de a lucra și azi, atât pentru noi, cât și pentru întreaga planetă. Mâinile pline de recunoștință, știind că această lucrare va continua să se petreacă chiar și atunci când noi nu mai suntem prezente conștient cu ea, așa cum inima noastră continuă să bată și părul să crească chiar și atunci când dormim. Ne putem reîntoarce aici acum și putem să ne deschidem ochii doar după ce toate părțile ființei noastre s-au reintegrat complet în toate structurile noastre. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. S-a împlinit deja.